Solomon spune că există un timp pentru plâns și un timp pentru râs. Suferința face parte din viața omului, la fel cum ploaia este o parte integrantă a primăverii. De multe ori m-am oprit să meditez asupra suferinței, asupra originii și a scopului ei. Însă acum, pentru prima oară, meditez asupra păcii, acea pace pe care o simți în suferință. Ce anume este pacea? Atunci când doctorii ridică din umeri spunând, cumpărați-mi sicriu, ne pare rău. Când morfina nu-și mai face efectul, când durerea îți cuprinde tot trupul, când tot ce iubești este smuls din mâna ta, când oamenii dragi pleacă, când cel mai puternic om din viața ta, eroul tău, modelul tău, devine pus dependent de grija ta, când oamenii pe care îi iubești suferă. De-a lungul timpului, pacea a luat chipul odihnei. Când eram prea obosită al tăriei, atunci când trebuia să stau în picioare, deși simțeam că toate puterile mă părăsesc, al îngrijirii când eram îngropită. Dar sursa a rămas mereu aceea. În orice circunstanță au existat două cuvinte care mi-au oferit pacea. Eu sunt. Eu sunt acela care te ține de mâna dreaptă și îți spune, nu te teme de nimic, căci eu îți vin în ajutor. Eu sunt acela care rostește viață atunci când doctorii garantează contrariul. Eu sunt mâna care te ține în foc și îți le susține în el. Sunt cel care nu-i va permite focului să te distrugă și doar să te modeleze. Eu sunt cel ce-ți poruncește să mergi pe mare. Sunt cel care te prinde de mână atunci când crezi că te mergi. Aleluia. Eu sunt mângâierea ta. Eu sunt fortăreața ta. Eu sunt cel ce îți întărește pașii și te învață să mergi pe înălțimile tale. Eu sunt puterea ta. Eu sunt brațele care te înconjoară, chiar dacă te spați în ele. Eu sunt liniștea în mijlocul haosului ce se dezlănțuie în universul tău. Eu sunt. Sunt mâna care te ține de mână. Sunt pașii care formează o cale acolo unde nu există. Sunt ochii mereu ațintiți. Te încurajează să mergi mai departe încă 100 de metri. Eu sunt acela care te-am creat, te-am cântărit și știu exact cât poți duce. Iar la sfârșitul unei zile pline de lacrimi și de luptă, de tot ce aud, nu primesc răspunsuri, nu-mi spune ce urmează. El, Mesia, îmi spune doar atât. Eu sunt aici, prezent. Eu sunt cu tine. Eu nici de cum n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc. Prezența Lui constantă, statornică, este sursa mea de pace. Prezența Lui, care a fost, este și va fi. Până în momentul în care El va șterge orice lacrimă din ochii mei și ai tăi. Eu sunt.